Stareții și starețele de la așezămintele monahale din Episcopia Tulcii s-au întrunit astăzi în Sinaxă la Mănăstirea din Ogeția, sub președinția preasfințitului Părinte Visarion. În cadrul întâlnirii au fost dezbătute aspecte privitoare la viața duhovnicească și la activitățile administrative, culturale și sociale din cadrul așezămintelor monahale. De asemenea, a fost prezentat și un referat despre relația dintre mănăstiri și statul românesc. Sinaxa monahală a fost precedată de săvârșirea Sfintei Liturghii de preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii. Au urmat lucrările sinaxei, în cadrul căreia ieromonahul Alexei Toader, starețul mănăstirii din Ogeția, a prezentat referatul Mănăstirea și satul românesc leagând de spiritualitate și creativitate culturală. Ne-am întâlnit astăzi la Mănăstirea din Ogeția, în acest loc sfânt și binecuvântat de Dumnezeu, pentru a participa la sinaxa monahală a monahilor și monahiilor din Episcopia Tulcii. I-am adus mai întâi prin noi de mulțumite lui Dumnezeu, prin săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii în paraclisul acestei mănăstiri, mulțumim Cerului pentru binefacerile știute și neștiute pe care le-a revărsat și în anul care s-a încheiat asupra monahilor și monahiilor și viețuitorilor din Sfintele noastre mănăstiri și schituri. În același timp am tratat, iată, în cadrul sinaxei, o temă foarte importantă și anume mănăstirea și statul românesc leagăn de spiritualitate, de creativitate și cultură românească. Ne-am întrunit, iată, sub auspiciile Harului Preasfântului Duh și întrunirea noastră a fost benefică pentru că am aflat lucruri importante și frumoase despre rolul pe care atât mănăstirea cât și satul îl au în societatea noastră românească. Atât mănăstirea cât și satul sunt două focare de spiritualitate românească și ortodoxă și lucrează împreună pentru binele credincioșilor noștri. În cadrul acestei teme am abordat rolul mănăstirii și al viețuitorilor aflați în mănăstire, care au contribuit la dezvoltarea culturii românești, tipografiilor și spiritualității românești, îmbinând cu satul românesc care, având în centru ei biserica și arătând că Săteanul are pe Dumnezeu în centrul său, din acest izvor reieșind celelalte lucruri frumoase, cum ar fi tradițiile și jocurile populare, meșteșugul, cântecele și doinele, arătând prin aceasta exprimarea sufletească, spirituală a neamului nostru în legătură cu Duhul autentic creștin. În Episcopia Tulcii există 14 așezăminte monahale.